Deci acum facem o contrabandă din asta așa românească. Nu, 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 nu-l dezvăli că e frig. Am încercat să scoatem puiul de bivoliță. E 15 grade afară acum, la soare. Am încercat să-l scoatem, să nu-l vadă mânsa. Și... i-am pus la măriuca niște mere, ca să-i putem fura puiuțul. Nu tu! Mă duc în adăpost, cum deschid ușa, măriuca face... și mă uit că tăie, cum fac de fiecare dată, ceva negru dinapoi a ei. N-am dat rând să-l trag de acolo, că mult l-o scăpat. Am ieșit afară. Planul este... cu bivolița asta noastră... să nu știe că o fătat. Ca să putem să apucăm noi să o mulgem prima dată. Te-ai uitat ce? Nu, n-am apucat, nu m-am tras de acolo. Ce liniștită ai! Cine? Măriuca, e așa. Vai de mine! Am pus aici un panou. Și ce dat? N-am aflat încă ce este. Dai un poiuț frumos. Și... după cât e de proaspăt și de ud. Și de vioi. Și de vioi. Și fetiță, cred. Zici tu? Stai că aflăm acum. Ei, fetiță! Mama mia! No. Doamne, fer, deci chiar nu ne-am așteptat. E mult prea repede după calcule. După calculele noastre, dacă sunt montat în 20 ianuarie, ar trebui să fete undeva pe la sfârșitul anului. Nu la începutul lunii decembrie. O luăm și o ducem în roabă și o ducem în sus. Ești sigur? Dar da. Pune și aia pe ea. Pune și aia pe ea. Sigur că da. Și ducem un balon de fân acolo în camera aia. Și acolo o lăsăm deocamdată. Că dacă nu... o ducem în casă un pic până să uscă de bine de tot. Pe unde să o pui în casă? Să o punem în lada aia neagră? Da, pe da, undeva, nu, facem foc acolo, în lemnărie, să fie călduț. Facem foc acolo. Și o punem acolo. Deci ne-o luat total prin surprindere fătarea asta, extrem de timpurie, sub 11. Mult sub 11 luni, 10 luni. Măriuca împlinea 11 luni în 20 decembrie. Suntem astăzi în 2 decembrie și după ce se spunea și am citit noi pe internet și ne-au spus și alții, bivolul duce puiul în jur la 11 luni jumate. Deci au fătat undeva la 10 luni jumate, ceea ce e foarte, foarte ciudat, foarte dubios. No, hai să vedem, e bine? Deci am văzut că avem un pui de bivoliță și am umere la ea să vedem ce face. Și ce se întâmplă cu ea? Doamne, deci e șoc total, șoc! Șoc! Șoc total! Măriuca, ce faci? Dă-te înapoi! Dă-te înapoi! Încă, că noi avem așa un... un tipar pentru capre, cel puțin. Că ultimele două săptămâni în care știm că urmează să fete, sau hai să zicem o săptămână, suntem tot timpul, de câteva ori pe la ele, să vedem cum o duc, cum se mișcă, cum se prezintă. Mi-a zis cineva că bivolul, înainte să fete, se balegă foarte, foarte moale, foarte lichid. Ceea ce nu s-a întâmplat nici asta. Ieri am scos-o la păscut un pic, afară. Și alaltă ieri o la păscut. Dar n-ai un pic mai frumos, să știu. Mai curat. Lasă-mă, te rog. Și alaltă ieri am scos-o la păscut și ieri. Și chiar am urmărit-o. Nu s-o balega moale deloc. Deci toate semnalele pe care noi le cunoșteam și le urmăream ca să ne arate când urmează fătarea, nu a apărut, nu a fost nicăieri.
Doamne, crezi că eu a fost prea frig și... Ce să fie frică? A fost 13-15 grade ieri afară. Stai să le dau la porții ăștia să tacă din gură. Eu oricum de fiecare dată când veneam în adăpost, mă uitam la ea, o căutam pe la pulpă. Pulpa-i mare, e bine, e... se pregătește de fătat. Dar nici de cum n-ar fi zis că fată, pentru că la capre, pulpa animalului înainte de fătare... Să o umflă bombă. Să face bombă, la ea e... Dar nu e nicio problemă, dragă, că știi ce facem? Avem încă lapte de la căpruțe și mă duc și mult caprele. Și dacă nu vine ei, o să încercăm imediat să mulgem și de la ea ceva. Dacă vine ceva, o să dăm direct la bivol cu sticluța. Dacă nu vine, o să-i dăm de la capre. Dar deocamdată noi gândim la ambele aspecte. Nu cred că e un motiv de îngrijorare încă că n-ar fi avânt sau n-ar avea lapte. Doar vă zic că foarte, foarte dubios. Foarte neașteptat. Nu ai cum să te temi că o păta din cauza frigului, când puiul e ok. Puiul e în regulă. Și... tăte bune. Niște fân? N-ar trebui să-i pui acolo pe el sau ceva. Să-l curățăm. Acum musai să ducem de aici. Musai să ducem puiuțul de aici să nu-l audă, chiar dacă el a văzut un pic, dar încă nu știe care e treaba. Îl întoarcem cu prosopul. S-a prins cu tăcu prosop de picioare. S-a prins cam în două. Bun. Poți? Nu știu nicio. Bun. Țucă-te, mamă. Că minte n-ai să dezmeticește și vrea să o vadă pe măsa. Măsa e ocupată, mă, cu merele. Hai să ies de aici, ai grijă. Dar nu știe e, Daniel, că ce... Asta că știe. Că ce ai tu acum. Să-l sta după el. Deci acum facem o contrabandă din asta așa românească. Pentru că... am încercat să scoatem puiul. Nu-l dezvăli că e frig. Am încercat să scoatem puiul de bivoliță. E 15 grade afară acum, la soare. Am încercat să-l scoatem, să nu-l vadă măsa. Pe puiuța asta de bivoliță, tu frumosă. Eu stăticul tău de acum. Și mămica, că s-o-mi da la biberon. Și... am pus la măriu ca niște mere ca să-i putem fura puiuțul. Nu chiar, n-ar trebui să... E curată gura, dar mai e un pic de lichide. Punem în casă lângă sobă. Să vezi tu ce bine ți-a plăcea. Bucurie. Micuță. Stai. Nu, stai. Cred că totuși în camera aia va fi o idee mai... Stai că-i umblat un micenaș. Că n-o să stea de amănunte, se ridică și da. Se plimbă. Acolo o ducem direct în camera. Așa la țară, cu câte planuri aveam eu pe ziua de astăzi, totul s-a schimbat și totul se întoarce pe dos. Din cauza ta. Vini la maternitatea de pui. Da. De găină. Da, hai să vedem. Tu dacă aici nu prea bate soarele să încălzească încă pe ea asta. Hai, facem noi imediat. Hai, uite, hai. Vin să te ajut. Așa. E jos. Nu, cum și stau aici? M-a spus așa. Hai că te întorc. Ia, Jenny. Așa.
Așa. Am uiat niște fân din ăsta și masează-o bine peste cer. Așa. Așa, da. Opa, opa, mă încet. De ce grăbii? Că am mai venit. Ce pun eu aici fân. Fie cald. Să fie bine, la fetiță, să fie mare, hop! O da. Fetiță, doamne, nici nu mă gândeam. Bravo! Și ce mărișoară îi tu! Chiar mărișoară! Chiar mărișoară! Ce mărișoară! Serios, nu ți se pare? Nu-i grăsuță? Prima înălțare în picioare. E foarte curajoasă. Este curajoasă. Uite. Văd că... Mai masează-o, te rog. Buricul s-o rup bine. Mamă. Opa, 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 opa. Oare n-ar trebui să închid ușa aici și să intru și eu acolo să... Hai că o lăsăm un pic. S-o ridicat. Ia când o să mai poată să pune jos. Opa. Opa, mămiță. Opa, mămică. Da, puișorul, ce vriguț, lasă că te uști imediat, imediat să uști căpuiuțul, o, betuca de cine. Ai păpat tu ai păpat ceva, ai vrea să papi un pic de țățucă, un pic de țățucă ai vrea să papi, nu primește țățucă puișorul ăsta, ăsta nu primește. Auzi? Foarte tare bate inima, se aude. Dacă stai și faci liniște, auzi inima. Ia să vedem. Da. Și normal? Eu cred că e foarte normal să-i bate inima. Tu ce ai crezut? Nu, dar foarte tare bate. E bine. Uite-te la ea ce alertă îi. E alertă, da. Dacă ți amintești și la copii, când erau mici, ai noștri, după naștere, e normal că inima care pompează în tot corpul, în comparație cu corpul așa letargic, știi, moale și așa, dar e bine. Bita! Vai, ai, te bag acolo niște pân, că tu te bagi acolo că te părere. No, te-ai pus jos, amu, stai jos. Stai acolo jos, că ți aduc eu lapte. Stai acolo. Nu vini tu să te ridici. Acolo. Așa. Ia ce cald la fi. Oi. Hai să-i aduce. Vezi că iei după picioare. Lasă-i pe picioare. Mă duc să mai aduc doi baloți din ăștia. Și becul, bine? Da, becul să se încălzească aici. E foarte bine. E foarte bine. Nu se putea nimeri mai bine. Că dacă făta acolo pe final de decembrie, ianuarie... Era mai frig. De obicei, noi la final de decembrie avem minus 15-20 de grade Maramureș. Acum avem plus 10 grade, 10-15 la soare. E bine, nu ne facem nicio grijă de ea. Hai să mergem la bibliotecă. Măriuha, ce faci? Plânge! Crezi? Nu plânge. Ce faci, Măriuha? Eu cum să lasă. Ce faci? Ai păpat, vai ce mult ai păpat! Eu curs lacrima. Serios?